Complexul acvatic Aqualand din Deva se închide din nou pe o perioadă nedeterminată, așa că publicul care nu urmărește informările primăriei Deva postate de rețelele de socializare este întâmpinat de uși închise. Potrivit reprezentanților Serviciului Baze Sportive și Agrement, aflat în directa sub ordinea primarului Florin Oancea, ieri au apărut probleme la conducta de alimentare cu apă caldă, de la centrală la bazine. Sunt conductele inițiale, să înțeleg, din 2010, de când a fost dat în folosință complexul. Sunt conductele că s-a văd, da. A mai fost o intervenție acum vreo câțiva ani de zile, tot pe acest tronson, s-au reparat, s-au remediat și acum nu. Se întâmplă, sunt mai multe conducte aici, acum e la alte conducte. Când se gata lucrarea, se anunță din timp, se pornește înapoi centralele, se reface temperatura apelor în incinta și trebuie să dăm drumul. Aflat la poalele cetății din Deva, complexul Aqualand a fost inaugurat în anul 2010, iar de-a lungul timpului a mai fost închis pe perioade nedeterminate pentru diferite lucrări de intervenție. Până când va fi rezolvată problema avariei apărută ieri, devenii, dar și turiștii care ajung în oraș și sunt dornici de relaxare, în incinta complexului cu piscine acoperite, sunt întâmpinați de uși închise.